Bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta am plecat în căutarea ribilor. O să vă arăt eu exact unde puteți să-i găsiți, cum îi puteți identifica, câteva specii la care trebuie să aveți foarte mare grijă. Așadar, vă doresc vizionare plăcută. Sfătuiesc în perioada asta să căutați ribii în zona pădurilor de stejar. Desigur, mai târziu în toamnă o să-i găsiți foarte bine în pădurile de conifere. Însă, pe timpul verii, cel mai bine este să-i căutați în pădurea de stejar. Uitați-vă exact cum v-am zis, nici bine n-am început să caut și deja am și găsit unul. Un hrib frumos de calitatea întâi. La hribi, cei deschis la culoare sunt Boletus edulis și Boletus reticulatus sau estivalis. Hribul, primul hrib care apare, cei cu pălăria închisă, Boletus ereus, mai numit și hribul de stejar. Acesta, vedeți, are pălăria puțin mai deschisă, un hrib de calitate excelentă. Da, o bucată foarte frumoasă de Boletus ereus. Aici, alt specimen micuț, frumos, doi hribi proaspeți. No, la Boletus ereus este simplu să identifice această specie. Are pălăria mai închisă la culoare și crește în general sub stejari. Prin iarbă, în zona pădurilor de stejar, marginea pădurilor. No, unul dintre cei mai buni hribi. Atunci când îl tai, ce este specific acestei specii de ereus este culoarea foarte albă. Culoare albă, frumoasă, tare. Unul dintre hribii de cea mai bună calitate. No, ăștia micuți așa, exemplarele acestea mai mici, sunt și cele mai calitative. Vedeți, nu schimbă culoarea, culoarea frumoasă albă, pălăria întunecată. Aici am mai găsit un exemplar foarte, foarte frumos, tot Boletus ereus, cel cu pălăria neagră, pălăria întunecată. Ia uitați-l ce frumos e, exact cum v-am zis eu, în marginea pădurilor, lângă stejari, în zona unde găsiți și ceva iarbă. Ia uitați-l și cât e de frumos. Da, foarte frumos. Să vedem că aici am găsit un hrib, dar din ce pot să-mi dau seama? Da, unul dintre hribii care schimbă culoarea. Stați să vedem. Aici am mai găsit unul. Da, la fel. Unul dintre hribii care își schimbă culoarea și anume Boletus luridus. Se poate observa rețeaua de pe picior, o rețeavă foarte fină. Ăsta este un hrib comestibil, de calitate foarte bună. Să știți că nu toate speciile de hribi care își schimbă culoarea sunt toxice, sunt două la care trebuie să aveți foarte mare grijă, și anume Boletus calopus, hribul lupului, și Boletus satanas, hribul dracului. Specii toxice la care trebuie să aveți grijă. În rest, acesta de față, Boletus luridus, hribul vrăjitoarei, este o specie foarte bună la gust, însă recomandată doar bunilor cunoscători. Ea trebuie fiartă peste 20 de minute. Unii îi fierb în lapte, alții îi fierb în două ape. Am găsit un specimen mai însemnat. Se poate observa rețeaua de pe picior, da? E ca o plasă de pescuit, să spunem așa. Vedeți? Culoarea, să spunem, de un maro mai închis. La Boletus satanas trebuie să aveți grijă. Boletus satanas are un gri foarte deschis, la fel și Boletus calopus, speciile la care trebuie să aveți grijă.
Bun, această specie, ribul vrăjitoarei, când îl tai la baza piciorului, vedeți, își schimbă culoarea într-un roșu. Deci specific pentru Boletus luridus, ribul vrăjitoarei. Cu cât începem să tăiem mai sus pe picior, vedem că începe să apară culoarea galbenă, da? Se vede. Culoarea galbenă, roșie doar la vârful piciorului, se poate observa, da? Un galben frumos care își schimbă rapid culoarea într-o nuanță de albastru. Haideți să-l tai în două, pentru că foarte important, când îl tai în două, îl vedeți o culoare galbenă frumoasă, care cu timpul devine un albastru. Această specie de Boletus luridus, când dăm la o parte puțin porii, vedeți, capătă o culoare roșiatică sub pălărie. No, ceva specific pentru ribul vrăjitoarei. O să vă arăt eu când găsesc Boletus satanas. Când îl tai la Boletus satanas, schimbă culoarea mult mai încet, nu așa de rapid, cât și la baza piciorului este diferit, pălăria este diferită. O să vă arăt eu exact când îl găsesc. Deci, Boletus luridus, ribul vrăjitoarei, o specie comestibilă, destinată doar bunilor cunoscători. Însă aceasta este viermănoasă, nu o să o iau, aici avem alte specimene, vedeți, la bază, culoarea roșiatică, mai sus, galbenă, care schimbă în albastru, sub pălărie, vedeți, apare o culoare roșiatică. Da? Se poate observa. No. Ribul vrăjitoarei. O specie foarte, foarte bună. Aceste specii, în general, au un gust mai dulce. Eu am mâncat așa ceva. Altă specie de rib din familia Lecinum, Lecinum scabrum, Lecinum griseum, în funcție de copacii pe lângă care crește. E bine, o specie de hrib și el, practic, comestibilă, dar de calitate mediocră, să spunem așa. Îl vedeți cum arată, are o pălărie maronie, de foarte multe ori crăpată, porii albicioși de desubtul pălăriei și specificul acestei specii de lecinum este rețeaua de culoare neagră de pe picior. Când o tai, vedeți culoarea albă frumoasă care cu timpul se înnegrește. Această specie, mai ales la gătire, la o fierbere, schimbă culoarea în negru. No. O specie mediocră din grupul Lecinum, tot un hrib, dar de calitate mediocră. Aici avem șarpele de alun, pe care multă lume îl confundă cu vipera berus. El este un șarpe destul de cuminte, incomparabil cu vipera, care este totuși veninoasă. Un șarpe frumos. Iepure sălbatic. Haideți să vă arăt ceva ce am văzut așa de la distanță. Ia uitați-l acolo. Are acea culoare rozalie, așa destul de aprinsă, tot o specie de hrib.
încă una dintre cele mai bune specii de hribi. Haideți să-l scot ca să vi-l arăt în detaliu. Să vedem dacă este unul puternic sau este mâncat de viermi. Boletus regius. Hribul regelui. Hribul royal. Unul dintre cei mai buni hribi care se găsesc la noi în România. De fapt, la noi oricum se cam găsesc toate speciile de hribi, dar acesta, hribul regelui, este renumit pentru calitatea lui, gustul lui extraordinar. Îl vedeți cum arată. Ce este specific acestei specii este pălăria aceasta de culoare rozalie, e un roz, spun eu, o culoare aprinsă, frumoasă și, când ne uităm sub pălărie, o culoare de galben, impecabilă, frumoasă, aprinsă, cât și piciorul acestui hrib. De cei mai buni hribi, haide să-l tai totuși. Din păcate, partea de jos este viermănoasă, dar tăiem mai sus, mai sus. No, din păcate este cam atacat de viermi, dar, cum am zis, la tăiere, hribul regal, hribul regelui, hribul royal, este de o culoare galbenă impecabilă. O culoare galbenă frumoasă. Din păcate, cum am zis, acesta este atacat de viermi, dar vă puteți da seama. Deci, vedeți, o culoare galbenă impecabilă, frumoasă, mai ales zona porilor, se poate vedea, este un galben mai închis. Culoarea roză, frumoasă, păcat că nu este proaspăt, pentru că aceștia sunt o delicatesă, nu alta. Deci, printre cei mai buni hribi. Vă mai arăt o specie, tot de hribi, care se colorează foarte asemănători cu ce v-am arătat până acum. Acolo se poate vedea, aici altul. Am găsit mai mulți aici la un loc. Ia uitați-l. Acolo mai avem unul. Foarte mulți. Deci, de obicei, specia asta crește așa, mai mulți la un loc. Unde găsiți unul, o să găsiți mai mulți. Ei bine, această specie de Suilus coeleti, o specie tot de hribi care își schimbă culoarea, se și vede. Deci pe ăștia doar când pui mâna, când dăm cu mâna pe aceste tuburi, se pot observa, da? Deci doar un pic la atingere își schimbă culoarea. No, deci doar la atingere. În partea de jos se poate observa o culoare purpurie care, atunci când îl tai, se poate vedea culoarea roșie, asemeni speciei Luridus sau Luridiformis. Când îl tai, își schimbă rapid culoarea într-un albastru. Suilus coeleti. O specie care, trebuie să spun, deși comestibilă, de calitate destul de bună, nu trebuie consumată sub nicio formă în combinație cu alcoolul. Aici am mai găsit unul. Da, și anume Boletus luridiformis. O specie comestibilă și ea de foarte bună calitate. Diferența între acesta și hribul vrăjitoare, vedeți, acesta nu are acea rețea pe picior, deși proprietățile lui, o să vedeți, sunt foarte asemănătoare, iar spre deosebire de hribul cu piciorul roșu, Boletus eritropus, acesta când îl tai în partea de jos a piciorului, capătă o culoare roșie. Foarte asemănător, cum am zis, cu hribul vrăjitoarei, dar totuși diferit. Are aceleași proprietăți în partea de jos când îl tăiați, vedeți, își schimbă culoarea într-un roșiatic. Când începeți să tăiați mai sus, un galben frumos,
care se transformă în albastru. Da? Lipsa rețelei de pe picior ne spune că ne aflăm la boletus luridiformus, asemănător cu hribul cu picior roșu, boletus eritropus, asemănător cu hribul vrăjitoarei, boletus luridus, dar, cum am zis, puțin diferit. Îl vedeți când îl tai, de o culoare galbenă frumoasă, tot o specie comestibilă, de foarte bună calitate. Cei care au mâncat aceste specii care se colorează știu foarte bine că ele sunt foarte, foarte dulci la gust. Sunt o delicatesă, ce să mai. De să vă arăt specia la care trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă când mergeți la cules de hribi. Și anume, boletus satanas. Ei bine, asta este una dintre speciile de care dumneavoastră trebuie să vă feriți. Boletus satanas, hribul dracului, se mai numește, este una dintre speciile toxice. Deși, trebuie să spun treaba asta, sunt persoane care consumă chiar și această specie, desigur, nu în cantități mari, gătită foarte bine, gătită în două ape, fiartă în lapte, însă nu vă recomand să faceți asta. Din start, la boletus satanas, o să observați piciorul întotdeauna foarte gros, de culoare roșie, și ce este specific acestei specii este culoarea foarte deschisă a pălăriei. O culoare argintie chiar. Întotdeauna el are piciorul foarte gros, butucănos. În comparație cu, stați să vă arăt, cu hribul vrăjitoarei. Da, se poate observa. La hribul vrăjitoarei se poate observa rețeaua de pe picior, cât și pălăria mai închisă la culoare. La boletus satanas, o culoare de gri a pălăriei deschisă, cât și nu se poate observa rețeaua de pe picior, cât și piciorul este mult mai butucănos. Da? Deci asta e doar pentru bunii cunoscători. Deci doar bunii cunoscători vor face diferența între aceste două specii. De aia nu pot să vă recomand hribii care își schimbă culoarea. No. Se poate observa hribul vrăjitoarei și boletus satanas, care, stați să vedeți când îl tai, în două se poate vedea, își schimbă culoarea, însă parcă nu așa de rapid ca și hribul vrăjitoarei. Pălăria de culoare gri deschis ne spune că ne aflăm la hribul dracului, o specie toxică pe care dumneavoastră trebuie să o evitați. O culoare deschisă a pălăriei, când îl tai apare această culoare albastră, vă sfătuiesc să evitați. Speciile care își schimbă culoarea la tăiere le recomand doar celor buni cunoscători. Altfel nu se merită riscul. Aici mai avem o specie care o să o găsiți foarte des acum în perioada asta. O specie de hribi, am putea să spunem, de fapt suilus, care cu siguranță o să o găsiți acum în perioada asta. O specie mediocră așa la gust, deși mediocră însemnând oricum mai bună decât ghebele, spre exemplu. O ciupercă bună, destul de bună la gust. Da, un frumos exemplar de hrib. Ia uitați-l ce frumos e. Un hrib foarte frumos. Și s-ar putea să mai fie unul. Da. Uitați-vă și voi ce exemplare frumoase am găsit eu aici. Trei unul lângă altul. Cel cu pălăria închisă la culoare. Unul dintre cele mai bune. Este unul dintre hribii ușor de identificat. În general, să știți că toți hribii care nu își schimbă culoarea sunt comestibili, iar din cei care își schimbă culoarea, după cum am zis, sunt două specii la care trebuie să aveți grijă. O culoare albă
specifică pentru... aici am mai găsit unul. Cum am zis, pentru hribi, căutăm așa în pădurea de stejar. Se și vede pădure de stejar. Ne uităm cu atenție pe jos. Și ia uitați, de fapt 2, nu 1. Ia uitați-l, ce frumos e. Foarte frumos. Și de obicei, zona unde găsiți 1-2, exact cum am zis, zona unde găsiți 1-2, o să găsiți mai mulți, altul acolo. 2, foarte frumoși, ce frumos e. Și întotdeauna ne uităm așa, pe sub frunzele ridicate, pentru că acolo, frunzele care sunt ridicate, ne dă de înțeles că s-ar putea să mai fie alt hrib. Îl vedeți, ce frumos e. Haideți să îl tăiem. Cum am zis, culoare albă. Ușor de identificat. Și dacă ne uităm aici, mai avem unul. Foarte închis la culoare. Tot ereus. Ia uitați-l ce frumos e. Deci ăștia mici sunt cei mai buni. Să găsești numai din ăștia excelenții. Rib de calitate excelentă. Ne uităm așa prin pădure și vedem foarte mulți iuțari, Lactiflus, Piperatus, chiar și Velereus, care unii îl consideră necomestibil, dar se poate consuma, unii chiar îl preferă. Și ne uităm așa pentru că o să mai găsim. Alți doi foarte frumoși. Ăsta da. Deci ăsta da hrib. Și acolo mai avem unul. Alți doi hribi foarte frumoși. Uitați-vă și voi câți hribi am găsit. Aici. Acolo unul micuț. Haideți să vă mai arăt. Altul aici. Mergem mai departe. Ia uitați-vă și voi. Hop. Hop. Hop, foarte mulți hribi la un loc. Deci întotdeauna unde găsiți 1-2, cercetați bine zona, pentru că acolo o să mai găsiți și alții. Ei bine, vreau ca la sfârșit de videoclip să tragem niște concluzii ca să fie lucrurile foarte bine înțelese. E bine, dintre speciile de hribi care nu își schimbă culoarea și sunt albe la tăiere, da, culoare albă, frumoasă, se poate vedea, toate sunt comestibile. Este de reținut treaba asta, deci toate speciile de hribi care nu își schimbă culoarea la tăiere sunt comestibile, da? Iar dintre speciile care își schimbă culoarea, majoritatea sunt comestibile, însă trebuie să aveți grijă la cele două specii care sunt toxice, pe care vi le-am arătat, una dintre ele, Boletus satanas, dacă chiar vă încumetați să culegeți și să mâncați speciile de hribi care își schimbă culoarea, vă sfătuiesc să evitați toate exemplarele care au culoarea pălăriei de foarte, foarte deschisă. Aici de față avem hribul vrăjitoarei, una dintre speciile care își schimbă culoarea, o specie comestibilă care se poate consuma, dar, după cum am mai zis, această specie de hribi, de fapt aceste specii de hribi, că sunt mai multe, care schimbă culoarea, sunt destinate doar bunilor cunoscători. Hribul care nu schimbă culoarea este bun, se poate culege chiar și de către un începător. Nu există specie care să nu își schimbe culoarea, să aibă culoarea albă și să fie toxică, iar speciile care schimbă culoarea destinate doar bunilor cunoscători. Sper că am făcut lucrurile foarte bine înțelese și sper că găsiți utile
aceste informații. Aici o să închei și videoclipul. Dacă ați găsit aceste informații utile, nu uitați să dați un like, nu uitați să lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați. Ne auzim data viitoare la alte informații și aventuri din natură. La revedere!